conducerea de vârf a țării, eu personal și alți conducători de vârf a țării, au fost informați ceva timp în urmă, câteva săptămâni, că sunt suspiciuni că transportul diplomatic care nu poate fi stopat și verificat este utilizat pentru lucruri ilegale. Și noi atunci am spus, am dat indicații, urgent să verificăm toate destinațiile. Că merg în est, că merg în vest. Și acest micro sau autobuz ce a fost acolo, acest camion a fost oprit nu de alți grăniceri sau vameși din alte țări, dar de ai noștri, moldoveni. Și vă dați seama că ei puteau să-i stopeze SIS-ul, Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal, doar pentru că acolo e cu numeri diplomatici, e pus ștampil, nu poți să verifici. Ei puteau să facă acest lucru doar cu acceptul conducerii țării. Așa că aceasta a fost o operațiune care noi am știut de ea, despre care am fost informați. În data de 5 decembrie, la Vama Palanca, într-un microbuz cu numere diplomatice, a fost depistat un lot în valoare de 380.000 de euro. Mașina aparține ambasadei Moldovei la Moscova. Șoferul a fost pus sub învinuire pentru tentativă de contrabandă cu anabolizante și substanțe psihotrope. În urma acestui caz, ambasadorul Moldovei în Federația Rusă, Andrei Neguța, a fost rechemat din funcție.